Bună ziua! Acasă! Acum am fost chemat. Un an de zile! Înainte, apele Nu mai veniți aici, am dat că vă scoate pisul. Ăsta! Apele române! Apele voi să modifice albea și malurile, bă! Hai să vedem, puteți într-un să vă ajută! E articolul 13 acolo din legile apelor române. N-ai voie să mă... Auzi că vine de neau, zi pe voi! Păi pentru hidrocentrală asta. Și au minus de acord. Și nu vreau să ne lămurească că avem facilități, că fac locuri de muncă și au zis că mai fac. Eu nu știu, că nu vezi că nu lăsa să vorbească. Ne face locuri de muncă. Noi avem trei motive serioase pe care nu lăsăm să facă centrala asta. Pentru că noi, în primul rând, din comună trece trei conducte de apă. Una merge la stație și două care alimentează satul. Ei se pun la adâncime de 3 metri, rămâne automat fără apă. Al doilea situație, o să vină cu picamere mare să sape drumul. Toți pereții creapă, toate fundațiile o să se infiltreze apa. Noi o să fim distrus. Cine a făcut cea pentru satul nostru? A făcut domnul Ianuș. A dat trei locuri de muncă, avem unde să ne distrăm, să mergem la o pizza, la unul altă, dar a creat locuri de muncă. În schimb, ăștia, cred eu, au luat banii și acum nu știu cum să se justifice. Ai unde faci o pomene, după un mort, ai ceva, ce să faci? Toate casa o să crepe, pentru că o să sape cu fundațiile, cu picamere și o să fim distruși. Noi de-aia nu suntem de acord. Domnul primar, domnul Lășcan e de acord cu noi. Dar unde vor să construiască? Este spațiu. Este spațiu. O să facă aici centrală. Centrală o să facă aici, o să aducă tuburile prin mijlocul satului. Și o să capteze amândouă izvoare de sus. Dacă aduc prin mijlocul satului, pe unde? Pe drum? Prin mijlocul satului, da, prin drum. Prin drum. Asta înseamnă să distrugă... O să distrugă tot satul. Pentru că la noi, în comună, toate casele sunt pe marginea drumului. Când sapă, cum creapă păreții, fundațele, plus apă. Noi să rămânem fără apă. Apă curentă. Asta e motivul nostru, că nu suntem de acord. Poți să fie oricine, nu o să fim de acord niciodată cu asta. N-au voie să fie atinsă. Așa scrie în lege, nu zic eu. Că poate doamna Florica știe mai bine. Au acordul de principiu de la apele române să bage conducta în apă? Și nici de la parc n-au. Nici de la mediu n-au studii. 2 nu există aviz de la Parcul Național și nu există studiu de impact. Pentru zonul 2 nu există. Noi avem ședință de Consiliul Local în care eu chiar vreau să se pune ca lumea problema, să nu mai vină să ne deranjeze nimeni. Dar de ce a fost de acord consilieri prima dată? Nu a fost de acord. Așa au zis ca o aprobare. Nu, 2011. Prosonul 1, mă. Acord de principiu. De acolo, vorbat de acolo, trebuie să vină apele române. Să vină un milion de... Și a fost pentru altceva. Nu pentru ca să treacă prin inima sa. Prosonul 1, mă. Nu. Exact. Dar a fost pentru altceva. Noi am fost de acord să faci ceva. Cu totul altceva ce a fost acolo. Nu bagă șmecherii. A fost pentru tronsonul 1 și acum discutăm de tronsonul 2. Sunt două puncte și două aspecte diferite. Au fost pentru bineînțeles, așa, acordul de principiu dat pentru a se poate licita. Au trecut pământurile din statul român maghiar la primărie. Aia a fost acordul de principiu care s-a luat atunci. Deci nu pentru a se face. Deci o trecut și așa a statul a stat primar. Ca să poată ca să poată. Să rămâne neară ca pe Austro-Ungaria. De ce s-a făcut? Să rămâne neară ca și pe Austro-Ungaria. Ei, de ce s-a făcut? De ce s-a făcut? Păi trebuie să mă întrebă și pe mine că mi-am întâmplat casa. Cum vine el și-mi iau iar mă cum vrea? Atât? El ce-a interesat? Stai o ceruncă. Pe aici am cap. Domnul Mircea nu știa, că l-am întrebat. Dacă se bat în Consiliu, nu trebuie să fie semnături. O să nu știu. Ei nu au aprobat nimic pentru chestia asta. Consiliul științific al parcului s-a făcut. Toate probleme au vorbit pe profesor universitar. Nu, așa ceva, așa ce nu clar, dar ce am auzit. Au venit niște investitori. De pe la Cluj au venit niște așa. Cluj, dracu de unde. Și eu am spus că apa ar fi bună să așa.
Ne-am dus acolo, am văzut, ne-a și bună și nouă. Da, domnul primar, scuzați că vă întrerup, trec peste dumneavoastră. Apa aia e un posibil, cum să vă spun eu, rezervor de apă pentru strategic pentru noi. În cazul în care Aneșu te taie Maierul, că dacă devenim independenți... Nu durează mult, că intră la Sfânghion Maierul. Câte ne alimentăm Roșca, Valea Vinului? De pe izvor Roșca e curată, nu o dăm la alții. Ianoș! Aici e problema. Ianoș! Nu durează pe anul viitor să-i cuplează Sfânt Georgiu la Maierul, acolo. Și rămâne roda fără apă. Și așa nu-i. Și așa nu-i. Ne-o interzis. Păi eu asta am auzit că o dăm la alții și noi... Nu, interzis. Deci, înțeles că e dat aviz de la Parcul Științific. Nu-i dat acolo. Pentru... Aia e cea mai mare prostie care berbecări care nu mai face Rodna încă o dată. Dacă dăm și apa aia, izvorul... Hai! 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 Hai